Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Gimițoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți. Dragi frați și surori, vă invit să vă ridicați din nou în picioare, să citim împreună cuvântul Domnului. Redeschideți Biblia în Evanghelia după Matei, capitolul 13. E o bună bucată de vreme, citim pildele Mântuitorului din Matei, capitolul 13, și în această seară am ajuns la pilda năvodului, versetele de la 47 la 50. Matei, capitolul 13, versetele de la 47 la 50. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare care prinde tot felul de pești. După ce s-au umplut, pescarii îl scot la mal, șed jos, aleg în vase ce este bun și arunc afară ce este rău. Tot așa va fi și la sfârșitul veacului. Îngerii vor ieși, vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni și vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Amin. Vă mulțumesc, vă rog să vă reocupați locurile. Este cea de-a opta întâlnire de studiu biblic în legătură cu ciclul de predici pildele Mântuitorului. Suntem la cea de-a șaptea pildă, deoarece prima noastră întâlnire a fost una introductivă cu privire la acest subiect. Matei, capitolul 13, este un capitol din Biblie consacrat pildelor Domnului. Pilda năvodului este cea de-a șaptea din capitolul 13. Și vă aduc aminte că în capitolul acesta Domnul Iisus Hristos scrie, sau este scris despre ce a făcut și spus Domnul Iisus Hristos, pe malul Mării Galilei, în anul 29 aproximativ, unde Domnul Iisus Hristos spune cel puțin 10 pilde. Cele mai multe dintre ele sunt cuprinse în Matei, capitolul 13, altele în Marcu sau în altă evanghelie. Primele 4 pilde pe care Domnul Iisus Hristos le spune aici, în Matei, în capitolul 13, le spune mulțimii de oameni care îl înconjurau. Alături de ei erau și ucenicii. Celelalte, de la a cincea pildă, le spune doar ucenicilor, fiindcă uitați ce se întâmplă după a patra pildă. Iisus a spus noroadelor toate aceste lucruri în pilde și nu le vorbea deloc fără pildă. Atunci Iisus a dat drumul noroadelor, a intrat în casă, ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis, atunci când erau numai ei și el, acum, cu alte cuvinte, acum când toți oamenii care au fost aici au plecat și suntem numai noi, ucenicii tăi, cu tine, învățătorul nostru, acum tâlcuiește-ne pildele. Și de la a cincea pildă, respectiv cu pilda neghinei, Domnul Iisus Hristos, restul pildelor le vorbește doar în anturajul ucenicilor. Veți constata că subiectul pildelor se schimbă, pentru că Domnul Iisus Hristos se adresează specific fiecărei categorii de oameni. El nu vorbește bătrânilor când auditorul e format din tineri. El nu vorbește tinerilor când auditorul e format din adulți. Domnul Iisus se adresează oamenilor pe care îi vede, nu pe care și imaginează. Pentru că Domnul Iisus a stat de vorbă cu oamenii, nu cu sine. Fiind pe malul mării, înconjurat de oameni care trăiau practicând meseria pescuitului, Mântuitorul le spune pilda năvodului, adică le vorbește despre aceeași împărăție a lui Dumnezeu, comparând-o de data aceasta cu felul în care oamenii în vremea aceea prindeau pește. La sfârșitul pildei năvodului, Domnul le pune o întrebare interesantă. Înțelegeți voi ce v-am spus? Și ucenicii, nu știu cât au înțeles, dar știu ce au răspuns. Au spus, da, am înțeles. Pilda năvodului
ne aduce aminte de un obicei sau despre un mod de a prinde pește. Năvodul este o plasă lungă care are la mijloc un loc unde se trage peștele, ea se strânge în momentul în care este tras afară și peștele nu mai poate scăpa din interiorul ei. Aș vrea în primul rând să constatăm care sunt elementele pildei. Pilda aceasta este foarte, foarte asemănătoare cu pilda neghinei, însă elementele ei sunt diferite. Primul dintre ele este marea, al doilea pescarii, al treilea năvodul, al patrulea corabia, al cincilea țărmul sau malul, al șaselea vasele în care au fost pus peștii, al șaptelea este selecția peștilor atunci când pescarii ajung la mal și ultimul sunt persoanele care, prin aplicația pildei, la vremea sfârșitului, selectează peștii. Cine este marea? Marea, în primul rând, este marea, dar când Domnul Iisus Hristos a comparat marea, a comparat-o cu lumea. Cine sunt pescarii? Pescarii sunt oamenii care prind pește, dar în aplicația practică sunt credincioșii în general și slujitorii Evangheliei în special. Cine este năvodul sau ce este năvodul? Năvodul este plasa aceea de prins pește, dar în aplicație practică este împărăția lui Dumnezeu la modul general, însă este Evanghelia la modul special. Cine este corabia? Corabia este o barcă mai mare, special construită pentru pescuit și cu un loc special unde se strâng peștii, în așa fel încât ei să nu se împrăștie prin toată corabia și să calce pe ei, pescarii care sunt în corabie, dar ca și aplicație practică ea simbolizează Biserica lui Dumnezeu. Ce este țărmul sau malul, pământul atunci când mergând spre mal ajungi la țărm? Este sfârșitul veacurilor. Ce este selecția, adică timpul când ajungând la mal pescarii stau jos și separă peștii mai mari pe care îi păstrează pentru a-i mânca sau pentru a-i vinde făcând comerț cu asta, dar aplicația practică este judecata finală. Cine selectează în pildă, îi selectează pescarii. Însă Domnul Iisus Hristos, ca și aplicație practică privind vremea sfârșitului, spune că îngerii fac acest lucru. Acestea sunt elementele pildei. Marea, care este lumea, pescarii, care sunt slujitorii Evangheliei, năvodul, care este Evanghelia, corabia, care este biserica, malul, țărmul, care este sfârșitul veacurilor, selecția, care înseamnă judecata finală, pe care o vor face îngerii lui Dumnezeu, chemați să îndeplinească această misiune ce depășește oamenii muritorii. În al doilea rând, aș vrea să privim în pildă și să observăm care sunt etapele pildei. Pilda are două etape. Una este cea fizică, pescuitul în sine, care vorbește pur și simplu despre o zi în care pescarii ce trăiau din această meserie pescuiesc, și a doua etapă a pildei este aplicația practică, spiritualizarea pildei, care vorbește despre comparația acesteia cu un adevăr biblic pe care Domnul Iisus Hristos îl pune în evidență prin comparația cu pescuitul, fiindcă oamenii aceștia care erau pescari de meserie sau care trăiau între pescari, Marea Galilei era un lac foarte mare între munți, între niște dealuri. Și toate orașele care erau acolo, fiindcă erau foarte multe orașe, absolut toate orașele acestea erau orașe care se îndeleniceau cu pescuitul. Sigur că și cu agricultura, dar în mod special cu pescuitul. De aceea pilda aceasta, care vorbește despre împărăție, folosind comparația cu pescuitul, este foarte bine înțeleasă de ascultătorii Domnului, fiindcă toți aveau habar despre felul în care se prinde pește folosind năvodul. Deci, etapele pildei. Procesul pescuirii. Pescarii aruncau năvodul în mare,
Îl întindeau, îl aruncau în mare și urmau să îl tragă înapoi în barcă la vremea hotărâtă, când știau ei că foarte probabil peștele au intrat în plasă. Tot ce prindeau cu ajutorul acestei plase, cu năvodul, puneau în corabie și dacă peștele prins era prea puțin, ei mai aruncau năvodul încă o dată și încă o dată. Pentru ca să prindă pește suficient de mult, fiindcă ei trăiau din asta. Pentru ei, pescuitul nu era o pasiune, ci era o meserie. Acest proces al prinderii peștilor dura o zi sau poate dura o noapte. Evenimentul selectării peștilor. Observați că m-am exprimat procesul prinderii și evenimentul selectării. Ajunși la țărm, pescarii selectau peștele prins. Peștele bun îl punea în vase și crustaceele, algele, racii, broaștele și cine știe ce altceva mai găseau prin apă, pur și simplu le aruncau. Care este semnificația pildei în al treilea rând? Revenim la procesul pescuirii, dar acum nu ne mai uităm pe mare și nu mai vorbim despre pescuirea propriu-zisă, ci facem aplicația pe care a intenționat să o facă Domnul Iisus Hristos atunci când a făcut comparația cu pescuitul. Există un timp al pescuirii spirituale și oamenii din toate națiunile sunt chemați prin Evanghelie să intre în împărăția lui Dumnezeu, reacționând cu pocăință la chemarea Evangheliei, prin credință și prin pocăință. Procesul pescuirii este făcut de slujitorii Evangheliei în mod special și de toți credincioși în mod general, prin predicare. Aduceți-vă aminte că primii patru ucenici au fost găsiți de Domnul Iisus Hristos când i-a ales pe cei 12 pe malul Mării Galilei. Pescuind, primii doi pescuiau, iar ultimii doi își pregăteau corabia și mrezele cârpindu-le pentru pescuit și el le-a spus: veniți după mine și vă voi face pescar de ce? Pescar de oameni. Lucrul acesta îl puteți citi în Evanghelia după Matei, în capitolul 4, versetele de la 18 la 22. De asemenea, Filip, Petru, Pavel și alții primesc vizita unor îngeri care, în loc să predice ei oamenilor, merg la Filip, la Petru și la Pavel și îi trimite pe ei să predice. Iată dar că îngerii nu predică Evanghelia. Însă, de multe ori, în Scriptură, întâlnim astfel de experiențe pe care le-au avut oamenii lui Dumnezeu că au primit vizita unui înger care îi trimite din partea lui Dumnezeu să meargă cu o misiune specială și să predice. Ori la famenul etiopian în Fapte 8, ori în familia extinsă a lui Corneliu în Fapte 10, ori în alte și în alte situații, așa cum s-a întâmplat și cu Pavel, când a spus: treci în Macedonia. Decizia oamenilor care se pocăiesc însă este foarte diferit motivată. Unii se pocăiesc sincer și ajung să fie credincioși de onoare în Biserica lui Dumnezeu. Alții se pocăiesc sincer, dar renunță sincer la pocăință și se întorc în lume. Alții se pocăiesc sincer, rămân în biserică, dar nu se maturizează niciodată și rămân în biserică ca niște copii care, datorită unor boli, rămân copii și nu cresc niciodată, nu ajung adulți și rămân o problemă pentru părinți, pentru că ei vor rămâne până la bătrânețe copii și își obligă părinții să aibă responsabilitatea să îi îngrijească exact așa cum îi îngrijea când erau mici. Și în biserică, din punct de vedere spiritual, se întâmplă la fel. Alții se pocăiesc de formă datorită unor interese personale. Unii se pocăiesc ca să se căsătorească cu o fată sau cu un băiat din adunare. Alții se pocăiesc pentru anumite avantaje, ori materiale, ori financiare, prin biserică de-a lungul timpului. S-au făcut o serie de lucruri, prin biserică s-au luat acte, prin biserică s-au dat tot felul de adeverințe și există anumite avantaje sociale pe care unii oameni vor să le aibă folosindu-se de biserică. Alții speră să aibă avantaje financiare, materiale prin biserică. Imaginați-vă o biserică locală unde sunt prezenți
toți oamenii aceștia din categoriile pe care le-am enumerat mai sus. De la conservator până la liberal. Să nu mai vorbesc de Iuda Tădrătorul și de cei ca el, de Anania și Safira, lacom și mincinoși și de cei ca ei, Dima Lumescul și de cei ca el, Diotref Răzvrătitul și de cei ca el, Alexandru Cărdărarul Nesupusul și de cei ca el, toți aceștia sunt în biserica locală. Acesta este procesul chemării la pocăință. Care este evenimentul selectării? În urma unei vieți trăite cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu, oamenii mor și după moarte vine judecata. Evrei, capitolul 9, versetul 27, omul moare o singură dată și apoi vine judecata. Evenimentul selectării este făcut de îngeri care păstrează ce este bun și aruncă ce este rău. Ideea aceasta o întâlnim și în alte pilde, respectiv în pilda neghinei. Aduceți-vă aminte, a fost semănat grâul și peste o vreme în grâu este și neghină. Semănătorii, cei care munceau la fermier, spun: lasă-ne să mergem și să smulgem neghina. El le recomandă: nu, așteptați până la sfârșit, când îngerii vor merge și vor face asta. Treaba voastră este să semănați, să udați, să îngrijiți în perspectiva creșterii. Și sigur, și în cartea Apocalipsa este ideea aceasta pe care o întâlnim în pilda năvodului și în pilda neghinei. Selecția nu este făcută după criterii estetice, nici după criterii de mărime sau de rasă de pește, ci este făcută pe bază, pe criterii de natură. Dacă-i pește, rămâne. Dacă nu-i pește, înseamnă că e un lucru rău și trebuie aruncat afară. În al treilea rând, în această seară, vreau să vorbim despre aplicații practice la pilda năvodului. Prima dintre ele. Toți oamenii trăiesc ca niște pești în marea vieții și au un stil de viață specific mediului subacvatic, adică păcătos. Dacă lumea este comparată cu marea, oamenii care trăiesc în ea sunt comparați cu peștii. Și toți oamenii care trăiesc în lume trăiesc în păcat, fiindcă toți peștii trăiesc în apă. Mediul specific pentru pești este marea, este apa. Mediul specific pentru oamenii care trăiesc în lume este păcatul. 2. Niciun pește nu poate ieși singur din mare. El trebuie să fie scos pentru ca să iasă. Tot la fel, niciun om păcătos nu se poate scoate singur din starea de păcat specifică naturii umane în care fiecare muritor trăiește. Este nevoie de Iisus Hristos să îl scoată și mesajul Evangheliei este chemarea Mântuitorului Iisus Hristos, la care fiecare muritor trebuie să răspundă prin credință și cu pocăință. Prin credință față de Iisus care îl cheamă și cu pocăință față de trecutul lui. Dacă un om nu reacționează cu pocăință și credință, mesajul Evangheliei predicat nu-i folosește la nimic decât ca mărturie la judecată și la aruncarea în iazul de foc. Oamenii din lume, toți sunt chemați. Mântuirea lui Dumnezeu este pentru toți oamenii. Ea este suficientă pentru toți oamenii, dar este eficientă doar pentru cei care reacționează la chemarea lui Dumnezeu prin Biblie și răspund cu pocăință și cu credință. A treia aplicație practică a pildei. Dacă Evanghelia nu scoate un om din mare, adică din lume, atunci el nu are nicio șansă ca să iasă de acolo. Oamenii nu pot ieși altfel din lume decât prin chemarea Evangheliei. Pavel ne spune în Romani, în capitolul 10, următoarele cuvinte: credința vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Dacă un om nu are credință ascultând sau citind Evanghelia, el nu poate avea credință altfel, bazată pe altceva. Iar dacă totuși are credință bazată pe altceva, credința aceea nu este autentică. Fiindcă și dracii cred, dar nu cred așa cum spune Scriptura. Pentru că dacă ar crede așa cum spune Scriptura, s-ar pocăi, pocăința le-ar fi luată în seamă de Dumnezeu și ar fi iertați.
Nu orice formă de credință intelectuală sau de altă natură conduce la mântuire. Un singur fel de credință conduce la mântuire. Credința care vine din Biblie și care îl conduce pe om să se pocăiască față de păcatele care le-a făcut și să creadă în Dumnezeu care este creatorul lui și care prin Fiul Său Iisus Hristos, pe care l-a trimis în lume, vrea să îl ierte de păcate pentru că Iisus a murit în locul lui. Numai o astfel de credință care conduce la pocăință e credința biblică și folosește la mântuirea unui om. A patra aplicație. Năvodul aduce în corabie tot felul de vietăți din apă. Spuneam, repet, crustacee, alge, broaște, raci și pești. Racii nu sunt păstrați. Racii tot timpul dau înapoi. Broaștele nu sunt păstrate. Ele tot timpul o răcăie. Algele nu sunt păstrate. Ele tot timpul se agață și încurcă. Crustaceele nu sunt păstrate, pentru că au un înveliș dur, tot timpul zgârie și deranjează. Sunt păstrați peștii, ei sunt buni. Orice pescar se duce să pescuiască pește. Și în pilda respectivă, peștele este bun și el este păstrat. Însă năvod, cei care ați aruncat vreodată năvod, plasă, prostovol sau altă unealtă de prins peste, știți că culege tot ce este în apă în raza aceea de acțiune. A cincea aplicație. Predicatorii pescuiesc, îngerii selectează. Până la țărm, sfârșitul veacurilor, tot ce este prins în năvod rămâne în barcă, adică în biserică. Până când se ajunge la țărm, care este sfârșitul veacurilor. Peștele nu se sortează în barcă, adică în biserică. Scriptura ne spune că peștele este prins în năvod, este pus în corabie și cu ajutorul corabiei este dus la țărm. Dacă vorbim în lumea reală a pescuitului, asta înseamnă o jumătate de zi sau o zi. Dar Domnul face o aplicație practică și se referă la oamenii care sunt prinși prin Evanghelie, în năvodul Evangheliei. Intră în corabie, adică în biserică, și în biserică stau până mor, până la venirea Domnului. Dacă mergem la pescuitul propriu-zis, durează o zi. Dacă mergem la pescuitul spiritual, durează o viață de om. Uitați ce vreau să spun. Peștele este prins de predicatori, dar este judecat de îngeri. Peștele, după ce este prins, intră în biserică, dar este selectat nu în biserică, este selectat la mal. Biserica, când ajunge la mal, vine sfârșitul veacurilor. Înțelegeți pilda? Domnul Iisus Hristos i-a întrebat și pe ucenici: înțelegeți ce vă spun? Ei au spus da. Seamănă cu răspunsul nostru. Până la judecata finală, credincioșii duhovnicești vor sta în aceeași biserică cu credincioșii firești, cu credincioșii falși? În aceeași biserică vor fi toți oamenii care vin în adunare, pentru că în barcă stă tot ce s-a prins în năvod, numai la mal se selectează, iar malul e sfârșitul veacurilor. Până la mal e timpul bisericii. E timpul harului. Malul e sfârșitul veacului. Și la mal se face selecția. Acesta este înțelesul pildei. A șasea aplicație. Este responsabilitatea pescarilor să țină barca în siguranță. Și aici trebuie să spun altceva. În biserica locală s-a înțeles, în ceea ce am spus mai devreme, că vor sta și racii. Dau acum doar niște exemple care sunt obișnuite în lumea pescuitului. Adică atunci când arunci o plasă de pește și tragi plasa, tragi cu tot ce a prins plasa în zona în care ai aruncat-o în apă. Și mai devreme am spus că selecția nu se face în barcă, adică în biserică, se face la mal. Ori, în pildă, malul este simbolul sfârșitului veacurilor, pentru că Domnul imediat spune el însuși asta. Asta înseamnă că în biserică n-avem voie să facem nicio selecție. Și chiar dacă sunt broaște și o răcăie, le lăsăm aici.
Chiar dacă sunt raci și dau înapoi, îi lăsăm aici. Chiar dacă sunt alge care se agață și încurcă, le lăsăm aici. Chiar dacă sunt crustacee care zgârie și deranjează, le lăsăm aici. Pentru că în barcă nu se face selecție. Doar eu am spus asta. În biserica locală, permite în calitatea de membru unor oameni care dovedesc nașterea din nou și confirmă nașterea din nou. Și biserica nu tolerează comportamente păcătoase care strică mărturia bisericii. O să vă citesc câteva texte biblice pentru ca să vedeți care este opinia lui Pavel la început, cu privire la comportamente nesănătoase și neduhovnicești. Și dumneavoastră veți remarca, la fel ca și mine în timpul citirii, că păcatul accidental trebuie mustrat, dar păcatul care se repetă trebuie disciplinat și pedepsit. Încă o dată, veți constata ușor din textele citite că păcatul accidental trebuie mustrat și confruntat, dar păcatul care se repetă trebuie disciplinat și pedepsit. Haideți să citim împreună câteva texte din Scriptură. Mai întâi Fapte, capitolul 20, versetele de la 28 la 31. Ascultați cuvântul. Luați seama, dar, la voi înșivă și la turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, slujitori, păstori, slujitori, ca să păstoriți biserica lui Dumnezeu pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Cui spune asta, membrilor sau slujitorilor? Sigur, spune asta slujitorilor, e ușor de înțeles. Știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. De aceea, vegheați. Ce înseamnă vegheați? Fiți atenți! Haideți să citim un alt text biblic. 1 Corinteni, capitolul 5. Citim versetele de la 9 la 13. V-am scris în epistola mea să nu aveți nicio legătură cu curvarii. Însă, n-am înțeles atunci când v-am scris, nu m-am referit la curvarii lumii acesteia sau la cei lacom de bani sau la cei hrăpăreți sau la cei care se închină la idol, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume, că în lume mulți sunt așa. Ci v-am scris să nu aveți niciun fel de legătură cu vreunul care, măcar că își zice frate, este ori curvar, ori lacom de bani, ori închinător la idol, ori defăimător, ori bețiv, ori hrăpăreț. Cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. În adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră însă să-i judecați pe cei dinăuntru? Ce înseamnă înăuntru? Înăuntru la ce? Înăuntru la biserica locală. Când Biblia spune înăuntru, sigur, se referă înăuntru în interiorul bisericii locale. Cât despre cei de afară îi judecă Dumnezeu, revenind la biserica locală, dați afară din mijlocul vostru pe răul acela. Da, dar mai devreme spuneai că în biserică până la mal, tot ce e prins în năvod rămâne acolo. Haideți să citim un alt cuvânt. 1 Tesaloniceni, capitolul 5. Capitolul 5, versetele de la 12 la 15. Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc. Să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrării pe care o fac. Vă rugăm de asemenea, fraților, observați că aceste două lucruri sunt legate. Ce spune Biblia? Respectați autoritatea, spune bisericii, respectați autoritatea oamenilor care o au și celor care au autoritatea, uitați ce le spune. Vă rugăm, fraților, de asemenea, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială. Unde? În barcă. Până unde? Până la mal. Să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți, să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toți. Luați seama
ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci căutați întotdeauna să faceți ce este bine, atât între voi, cât și între toți. Haideți să continuăm citirea. Următoarea carte, capitolul 3. Următoarea carte înseamnă 2 Tesaloniceni. Capitolul 3, versetele 11 și 12. Auzim că unii dintre voi trăiesc în neorânduială. Nu lucrează nimic și se țin de nimicuri. Îndemnăm pe oamenii aceia și îi sfătuim în Domnul nostru Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Voi să vă osteniți în facerea binelui. Adică nu vă ocupați cu nimicuri, ci ocupați-vă cu osteneala pentru facerea binelui. Mergem în 1 Timotei, este următoarea carte, capitolul 6, versetele 3 la 5. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită, deosebită de ce? Deosebită de învățătura pe care o recomandă Biblia. Și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie, că din mândrie face asta. Că da, poate îmi veți spune, nu, o face din neștiință, dacă ar face din neștiință ar sta pe bancă. Că nu neștiutorii predică, predică știutorii, nu? Oamenii care predică sunt oameni care cunosc Scriptura. Dacă ei știu că nu știu, ce caută la amvon? Nu din neștiință greșesc din mândrie. Nu știe nimic, ba încă are boala cercetărilor fără rost, a certurilor de cuvinte, din care uitați ce se naște, se naște conflict între frați. Păi imaginați-vă că la studiu pe care l-a ținut fratele Gabi ar fi spus, Iona a dat dovadă de ascultare și ascultarea l-a dus la succes. Și ar veni fratele Luigi și ar spune următorul lucru, nu ascultarea l-a dus la succes pe Iona. N-aș spune că fratele Gabi n-are dreptate, dar se subînțelege. Pe Iona l-a dus la succes că l-a gâdilat pe pește și peștele l-a scos afară din stomac. Și poporul care ascultă este pus între două învățături. Unii spun, lasă-i să-i aleagă. Păi noi de-aia vă chemăm aici să vă ispitim? Să spunem unul una și altul alta și dumneavoastră să alegeți? Păi dumneavoastră trebuie să alegeți sau noi? Următoarea carte este 2 Timotei, capitolul 3. Versetele de la 1 la 5. Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Nu pentru că avem multe datorii, nu pentru că rămânem fără serviciu, nu pentru că cresc taxele, ci uitați de ce spune Evanghelia că vor fi vremuri grele. Oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori. Și aici spune Biblia foarte multe defecte. Nu calități, că nu există calități bune și calități rele. Calitățile înseamnă bune și defectele înseamnă rele. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Uitați ce spune Apostolul Pavel. Depărtează-te de astfel de oameni. Noi spunem, nu, să trăim în unitate cu oamenii ăștia. E, Apostolul Pavel are o altă opinie. El spune, depărtează-te de ei. De ce? Le este duhul întunecat și dacă stai lângă ei, ori te ceri cu ei toată viața, ori te cucerezi și te fac ca ei, dar dacă vrei să-ți păstrezi haina curată, roagă-te pentru ei și vezi de pocăință. Asta recomandă apostolul și e scris și în Biblia mea și în Biblia dumneavoastră. Și asta se întâmplă în barcă, până la țărm. Aici noi nu judecăm pe nimeni ca să pierdem mântuirea lor. Când biserica disciplinează pe cineva, nu ia mântuirea, ci doar îl avertizează că nu se poate comporta așa. Nu biserica ia mântuirea. Mântuirea o dă Iisus Hristos și o poate lua doar Iisus Hristos. Rolul disciplinării pastorale în biserică nu e luarea mântuirii, ci este atragerea atenției asupra acelei persoane că nu poate continua în orice mod de viață ca așa vrea el în comunitate. Și asta se întâmplă în barcă, de la scoaterea din apă până la țărm, adică la sfârșitul veacurilor. Să nu spunem că îngerii selectează, e adevărat că îngerii selectează, dar când îngerii selectează, aruncă în foc. Când pastorii bisericii disciplinează, n-aruncă în foc, că n-au dreptul ăsta. Și chiar dacă ei ar vrea să o facă, n-au calitatea. Cheile locuinței morților nu sunt la brâul lor. La brâul lor este cheia împărăției. Prin predicare, ei atrag în împărăție. Dar nu e la cingătoarea lor.
cheia să deschidă locuința morților și să ia mântuirea cuiva. Că dacă ar fi așa, ar fi foarte complicat. Haideți să citim și din capitolul 4, versetele 14 la 15. Apostolul cere câteva lucruri și apoi face o recomandare. Și dă exemplu unui om pe care îl chema Alexandru și meseria lui a fost să facă căldări. Dacă știți, cei care ați copilărit, ați trăit în România, știți că era o categorie de oameni care se ocupa cu asta și erau numiți căldărari. Ei, Alexandrul ăsta care avea meseria asta să facă și să repare căldări, spune Pavel că mult rău i-a făcut omul ăsta. Și uitați ce spune Pavel. Domnul îi va răsplăti când? Când vor veni îngerii și îl vor selecta. Până atunci stă în barcă. Citim și din cartea următoare, Tit, capitolul 3, versetele 8 la 11. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spun apăsat aceste lucruri. Pentru ca cei ce au crezut în Domnul să caute să fie cei din tâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. Dar de întrebările nebune, de înșiruirile de neamuri, de certurile și de ciorovăirile privitoare la lege, ferește-te că sunt nefolositoare. După întâia și a doua mustrare, depărtează-te de cei ce aduc dezbinări. Spuneam la început că atunci când păcatul e accidental, mustră. Apostolul spune, mai mustră încă o dată, mai acordă încă o șansă. Dar după aceea, separare, izolare. Unde? În barcă? Până la țărm încă. Este ultimul cuvânt pe care îl mai citesc. Este a patra carte, respectiv 2 Ioan, versetele 10 și 11. Dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, dar noi unde suntem când vine cineva? În barcă, în biserică, până la țărm. Dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit. De ce? Căci cine îi zice bun venit se face părtaș faptelor lui. Și vei zice, dar ce am eu cu el, frate, că eu n-am făcut ce a făcut el. Dar de ce te asociezi cu el? Asocierea nu este doar o asociere fizică. Asocierea cu cineva despre care știi că trăiește în păcat, care știi că e împotriva lucrării lui Dumnezeu, că face deranj în barcă, asocierea există, aduce consecința asocierii, nu doar faptul că oamenii aceștia se pun împreună doar pentru anumite lucruri. Dragii mei, am vrut să citesc aceste versete biblice pentru ca să fie limpede următorul lucru. De când sunt scos peștii din apă, adică de când sunt chemați oamenii la mântuire și sunt puși în barcă, adică în biserică, și merg spre țărm, adică până la sfârșitul veacurilor, biserica trece prin multe generații. Și poate cineva să spună, hei, 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 n-ai voie să te iei nici de broască, nici de rac, nici de crustacee, nici de algă, lasă-le pe toate în barcă, că numai îngerii la sfârșit selectează. Stați un pic, îngerii selectează ca să arunce în foc, dar noi n-avem dreptul să aruncăm în foc. Când mustrăm pe cineva, când disciplinăm pe cineva, când luăm calitatea de membru ai cuiva, când excludem pe cineva potrivit recomandărilor Bibliei, asta nu înseamnă că aruncăm în foc. Omul acela se poate pocăi înaintea lui Dumnezeu, biserica îi vede pocăința, îl reprimește. Nu noi aruncăm în foc, noi suntem chemați ca și pescarii de atunci să ținem corabia, adică biserica, în siguranță. Închei spunându-vă următoarele lucruri. Păcatul descoperit îl judecă biserica. Păcatul nedescoperit îl judecă Dumnezeu. Concluzia este următoarea în această seară. Azi suntem încă în barcă, este vremea harului. Poate la noapte sau mâine ajungem la țărm și nu mai avem ocazia să ne corectăm datorită predicii, datorită unei experiențe personale, pentru că vine îngerii, selectează și acolo toată pocăința este inutilă. A doua concluzie este următoarea. Peștii noi se simt bine între cei vechi. Imaginați-vă că năvodul scoate o anumită cantitate de pește, este pusă acolo în vârful bărcii numită prora sau prova. Exista o despărțitură și peștii erau puși acolo.
Și dacă erau prea puțini, ei mai aruncau plasa și o mai aruncau poate și în alte locuri. Și mai aduceau încă o cantitate de pește și probabil încă o cantitate de pește până se umplea tot spațiul acela destinat peștilor prinși. Și imaginați-vă că a doua scoatere a năvodului aducea pește nou peste cel care era prins cu o oră, două mai devreme. Cum se comporta peștele prins la prima aruncare a năvodului cu peștele prins la a doua aruncare a năvodului? Cum se simte un pește prins în anul 2006, 7, 8 sau chiar în anul acesta, dacă vine în Biserica Betania, între pești mai vechi, care sunt prinși acum un an, 10 sau 50? Cum se simte? Se simte binevenit sau se simte răuvenit? Aceste două concluzii vreau să vi le spun, pentru că atunci când vine cineva nou venit la adunare, să ne gândim cum am putea să fim mai politicoși, mai găzduitori, mai amabili, mai înțelepți, pentru ca pe oamenii aceștia să-i câștigăm pentru Hristos și să le facem impresia unor oameni de treabă, în mijlocul cărora ei ar vrea să fie, nu doar de-abia așteaptă să plece. A doua concluzie, o repet, acum încă barca merge spre mal, dar când ajunge la mal, la mal sunt îngerii și ei fac selecția. Închei cu experiența Titanicului. Și dumneavoastră știți că Titanicul a avut trei clase și prețul biletelor reflecta luxul, adică calitatea celor trei clase. Era first class, clasa întâia, unde era lux maxim, era clasa a doua și clasa a treia, oamenii care stăteau în cală, la motoare, lângă motoare, unde era zgomot și doar niște ferestruice mici. Într-o vreme de normalitate, când vaporul era în apă, erau trei categorii de oameni. Când apa a fost în vapor, într-o vreme de anormalitate, au rămas două categorii de oameni, morți sau vii. Astăzi sunt multe categorii de oameni în biserică. Noi nu știm, numai Dumnezeu îi știe. Dar când vom ajunge la țărm cu corabia, cu barca, vor rămâne două categorii de oameni. Buni puși în vase sau răi aruncați în focul cel veșnic. Te rog în rugăciunea care urmează, uită-te la viața dumitale că una ai. Privește-te cu toată responsabilitatea, privește-ți inima și viața prin ochii Evangheliei și ai lui Dumnezeu. Și întreabă-te, dacă la noapte ajungem cu barca la țărm și îngerii vor fi trimuși ca odinioară să smulgă neghina și să o arunce în foc, sau ce este rău în barcă să arunce în foc, vei fi ca și grâul pus în hambar sau ca și peștele pus în vase și păstrat că e bun? Sau, te rog, privește aceste lucruri cu toată responsabilitatea și într-o astfel de atmosferă a inimii, roagă-te, stai înaintea Domnului și fă ceea ce crezi că este drept pentru inima dumitale și pentru viitorul spiritual pe care îl ai. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm Domnului. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com. Pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.